Alertă la granița cu România. Situația ar putea degenera total, nu pot exclude acest lucru. Avertismentul a fost lansat de către ministrul sârb al apărării, Milos Vusevic. Acesta a spus luni, 7 noiembrie, că situația din nordul Kosovo este tensionată și există riscul unei escaladări în regiune. Ministrul sârb al Apărării speră că nu va avea loc o escaladare și a precizat că forțele kosovare nu ar trebui să lase Pristina să trimită trupe de poliție de etnie albaneză pentru a ocupa nordul provinciei, în urma retragerii din serviciu a polițiștilor sârbi. Totodată, acesta a subliniat că forțele sârbe și misiunea Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Kosovo trebuie să joace un rol foarte important în regiune. Sper că forțele sârbe și lex își vor asuma acest rol. Deoarece ar fi foarte periculos dacă Pristina ar decide să trimită ofițeri de poliție de etnie albaneză din alte părți ale Kosovo-Metohijan în nord pentru a intra în municipalitățile cu majoritate. Sârbă, a declarat Milos Vusevic, conform informațiilor transmise de Tanjug Rese.